Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 83-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun Indiz Viitor, își privesc eu. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect despre care discutăm destul de des, chiar am vorbit acum 2 luni de zile sau deja 3 luni de zile în urmă, comerț extern, mai în mod special vreau să vorbim despre exporturi și sub o abordare mai nouă, factori care stau la încetinirea creșterii exporturilor. Să începem de la aceea că în acest an noi am avut cea mai mare creștere sau cea mai mare explozie a exporturilor, deci am avut o creștere fără precedent care a durat până în luna august. Din luna septembrie, octombrie, noiembrie, datele avem doar până în luna noiembrie, în această săptămână biroul de statistic cu mare amabilitate ne oferă datele pentru luna noiembrie, pentru decembrie vor apărea în luna februarie și vom putea face concluzia anului, dar cu certitudine putem vorbi despre un proces de încetinire a exporturilor. Și atunci ar trebui să vedem ce se întâmplă de fapt, ce a fost în 2022, cine așteaptă în 2023 și unde suntem noi la comerț extern. Haideți să ne uităm. În primele 11 luni ale anului, dacă vedeți foarte bine de pe grafic, volumul total a exporturilor este de 3.985 de milioane de dolari sau cu 62% mai mult decât media din ultimii 5 ani de zile. Deci avem o creștere fără precedent. Vedeți aici, am luat 11 luni exporturi din începând cu 2015 pentru 17 ani și vedeți că în acest an avem o creștere fără precedent. De ce am avut această creștere? Am vorbit în edițiile anterioare. Cine vrea poate să urmărească de pe pagina mea, dați la rubrica Comerț Extern și găsiți o analiză economică precedentă unde în luna octombrie am explicat factorii care au stat la baza creșterii exporturilor noastre. Dar dacă luăm dinamica pe următorul grafic, dacă ne uităm atent, observăm un lucru interesant. Exporturile noastre în valoare anuală, în prima lună anului, erau la 3,3 miliarde de dolari și după aceasta am avut o creștere constantă, iar în luna nouă, în luna septembrie, am ajuns la 4,3 miliarde de dolari sau cu 1 miliard de dolari mai mult, ceea ce este o creștere care în Moldova n-a mai existat niciodată așa ceva. Însă după aceasta avem o stagnare, vedem în luna octombrie stăm pe loc, în luna noiembrie stăm pe loc, ușoară scăderea asta poate fi ignorat. De fapt, deja suntem 2 luni și în decembrie, cât poate fi același lucru, când exporturile noastre nu mai cresc, mai mult ca atâta nu m-aș mira dacă vom înregistra chiar o ușoară scădere. De ce s-a întâmplat acest lucru? Care este secretul acestei încetinire a creșterii sau stopări a creșterii exporturilor noastre? Despre aceasta vreau să discut astăzi. După cum bine vă dați seama, ceea ce a dus la creșterea exporturilor noastre, fix aceasta duce la stagnarea sau chiar scăderea exporturilor noastre. În principiu, sunt 4 factori de bază asupra care vreau astăzi să mă opresc și vă uitați în graficul următor. Primul este conjunctura internațională și națională. Deci tot ce s-a întâmplat în anul 2021-2022, s-a început în 2021-2022, este că prețul la produsele alimentare și, în general, inflația globală a cunoscut o creștere fără precedent pentru ultimii 20-30 de ani. Respectiv, pe de o parte, noi am avut costuri enorme de import, dar totodată am avut și niște venituri suplimentare la exporturi. Pentru noi, exporturile în acest an, prețurile cresc undeva, estimăm, cu vreo 12%. Aceasta înseamnă că noi doar la diferența de preț în acest an câștigăm ce obțin vreo 400 de milioane de dolari doar pentru faptul că s-au scumpit produsele. Ceea ce ne-a crescut exporturile, toate acestea acum ne plafonează creșterea din simplu motiv că prețurile încep a crește cu un ritm mult mai lent, inflația globală scade și lucrul acesta se va manifesta și asupra exporturilor. Al doilea factor care a fost de bază anul trecut, începând cu luna noiembrie-decembrie, la noi am avut o creștere puternică a exporturilor legată de producția agricolă. Anul trecut noi am avut un an fără precedent și am avut o conjunctură care, ce scuze, deja nu am trecut, dar 2021, în anul 2021 noi am avut o conjunctură fără precedent în istoria noastră, am avut niște prețuri extrem de bune la producția agricolă și o producție agricolă cea mai mare creștere din când facem noi analiza economică. În anul 2022, noi am avut un an foarte prost în agricultură, prețul la producția agricolă a scăzut, volumul producției agricole a scăzut enorm, avem produs unde noi roada a fost 30-40% mai mică decât anul trecut,
Respectiv, în prezent avem o încetinire a creșterii exportului, simplu motiv că producția agricolă nu poate livra aceeași volume cum a fost în anul 2022 legată de roada din 2021. Respectiv, cine a dus la creșterea puternică a exportului în 2021-2022, acum este factor negativ. Și mai avem încă doi factori legați de război din stânga, din Ucraina. Războiul din Ucraina a avut două efecte. Primul efect minor legat de producția din stânga Nistrului, care tradițional se exporta și prin Republica Moldova, dar și prin Ucraina. În prezent, o parte considerabilă din producția din stânga Nistrului se exportă deja prin câmpul legal al Republicii Moldova, lucru care este bun. Este greu acum să spun care este acest volum de marfă, dar ținând cont că avem o deschidere foarte bună la serviciul vamal, cred că într-un viitor apropiat, împreună cu ajutorul serviciului vamal, vom putea spune cam care este volumul economiei din stânga Nistrului, care este integrat în exportul sau în comerțul extern al Republicii Moldova, în comerțul legal al Republicii Moldova. Al doilea factor este războiul din Ucraina direct, care ne-a determinat nouă creștere puternică a exporturilor, cât și a importurilor, din cauza că mărfurile au un volum important de mărfuri, noi le importăm pentru a le exporta în Ucraina și le importăm din Ucraina pentru a le exporta în alte părți. Republica Moldova este utilizată și ca țară de tranzit, când companiile ucrainești pur și simplu tranzitează mărfuri, dar și companiile noastre câștigă foarte mult prin vânzările de mărfuri din și înspre Ucraina. Vă dau doar o cifră. Transportatorii noștri în acest an vor câștiga circa 150 de milioane de dolari doar prin transportarea mărfurilor din și înspre Ucraina. Cât înseamnă aceasta este foarte mult pentru altă. Ca să fie foarte clar, volumul total de servicii de transport pe care noi le exportam până la criza din 2020 pandemie era de circa 430-440 de milioane de dolari. În pandemie noi ne-am prăbușit până la 250 de milioane de dolari și dacă nu era război în Ucraina, acest an poate ajungeam la 300 de milioane de dolari, deci nu recuperam nici circa 5-a parte din căderea care am avut-o. Însă războiul din Ucraina a oferit o șansă companiilor noastre de transport și în acest an volumul serviciului de transport de export va fi de circa iarăși 430-440 milioane de dolari, dintre care cea mai mare parte este legată de transportarea mărfurilor în Ucraina și din Ucraina. Ca să înțelegem care este impactul războiului din Ucraina, am încercat să separ comerțul nostru extern aparte, deci care este volumul de comerț extern care tradițional Republica Moldova l-avea, inclusiv reexportul. Și nu uităm că noi, în exporturile noastre, o parte considerabilă de mărfuri sunt reexportul, cum ar fi în farmaceutic, noi foarte mult reexportam, dar lăsând, deci, comerțul tradițional al nostru și am încercat să separ comerțul care a fost generat din războiul din Ucraina. În acest fel, dacă observați foarte atent, anul 2022, noi cel mai probabil îl vom finaliza la 4,3 miliarde de dolari exporturi. Însă, dacă scoatem partea cu războiul din Ucraina, atunci vom vedea că, de fapt, exporturile noastre reale în acest an, fără exporturile numite exporturi virtuale, se cifrează la circa 3,3 miliarde de dolari. Altfel spus, 1 miliard de dolari din ceea ce exportăm noi, de fapt, sunt niște exporturi virtuale legate de importul și exportul a mărfurilor din și înspre Ucraina. Acum și voi da explicații mai clar despre ce anume vorbim. Și dacă observați, în trimestrul întâi, în acest an, noi am exportat bunuri de 1 miliard și 60 de milioane de dolari. În trimestrul 2, exporturile noastre, de fapt, au crescut, dar realitatea a scăzut, că din cele circa 1,2 miliarde de dolari, doar 950 de milioane erau mărfurile noastre, iar 280 de milioane erau mărfurile generate de comerțul cu Ucraina, care sunt efectul războiului. În trimestrul 3 avem o scădere și mai mare, până la 690 de milioane de dolari mărfurile noastre și 300 de milioane de dolari sau 30% din tot ce am exportat noi, de fapt, erau mărfurile care vin din și înspre Ucraina, determinate de războiul din Ucraina. În trimestrul 4, noi estimăm că comerțul nostru,
real este de 800 de milioane de dolari și legat cu Ucraina 230 de milioane de dolari. Și aici observăm două cifre interesante. Prima cifră este legată de aceea că după atingerea maximii istorice de 1,60 miliarde de dolari, deci într-un trimestru atât de mult noi n-am exportat niciodată în istoria noastră, după aceasta avem o încetinire sau chiar o scădere a exportului Republicii Moldova. Observați, în trimestru 3 noi am exportat mai puțin de 700 de milioane de dolari. Este bine, comparativ cu alți ani, aceasta este o cifră foarte bună, dar comparativ cu primul trimestru avem o scădere clară. Observați foarte atent, la noi comerțul extern a atins maxima în trimestru 2 2022 și comerțul nostru real. Și după aceasta suntem într-o scădere clară a exporturilor moldovenești. Unica cine creează iluzia și senzația că lucrurile merg bine este mărfurile care le vindem din Ucraina, care le vindem pentru Ucraina. Dar și aici avem o problemă. Dacă vă uitați atent, în trimestru 2, exporturile generate de război din Ucraina au fost la circa 300 de milioane de dolari, iar în trimestru 3 estimăm că vor fi circa 230 de milioane de dolari. Aceasta este determinată de doi factori. Primul, produsele petroliere, care este marfa de bază pe care noi exportăm în Ucraina, ele prețurile au scăzut și respectiv ca volum noi nu avem o scădere, cel mai probabil avem o scădere de preț și doi, ucrainienii deja identifică alte mecanisme prin care pot exporta și noi fereastra aceasta de oportunitate de a câștiga niște bani prin a oferi servicii companiilor din Ucraina, deja cumva o epuizăm. Ca să fie clar despre ce vorbim, am luat produsele petroliere. Este evident, Republica Moldova nu este țară petrolieră, iar produsele petroliere în acest an devin marfa numărul unu de export, de cel mai mare volum de export este produsele petroliere. După cum bine vă dați seama, de fapt vorbim despre produsele petroliere importate din Ucraina și exportate, importate din România și exportate în Ucraina. Ne uităm atent. Republica Moldova, da, în fiecare an exporta produs petrolier în jur de 10-15 milioane de dolari. Deci este o cifră care poate fi ignorată. Practic nu avem exporturi de produs petrolier, au mici volumi pe care nu le exportam. În acest an, în trimestrul întâi, noi n-am avut niciun fel de export. Adevărata creștere are loc în trimestrul 2, 194 de milioane de dolari export de produs petrolier, 184 de milioane în trimestrul 3, și estimez undeva 160 de milioane în trimestru 4. Dacă observați, avem o scădere, dar această scădere este determinată de scăderea prețului la produs petroliere. În total, în acest an, Republica Moldova va exporta produs petroliere numai puțin de 540 de milioane de dolari, 540-550 de milioane de dolari, datele vor fi undeva în luna februarie. Dacă observați din acel 1 miliard de dolari care noi avem generarea exporturilor virtuale legate de război din Ucraina, mai mult de jumătate sunt produse petroliere. De fapt, noi, toată lumea înțelege ce înseamnă exportul de produs petrolier. N-are nimic Republica Moldova cu acest lucru, decât companiile câștigă o anumită sumă de bani și transportatorii câștigă bani. Am dat sumă aceea de 150 milioane de dolari care vor câștiga transportatorii per total. Deci avem 540 de milioane de dolari de produs petroliere și încă aproximativ 500 de milioane alte tipuri de produse, fie care sunt importate din Ucraina și exportate în România și alte țări, fie care sunt importate din alte țări și exportate în Ucraina. Deci cam aici vorbim noi. Din acest motiv, comerțul nostru extern trebuie să fie un ușor semnal de alarmă. Noi ne-am epuizat factorul de creștere și în prezent suntem într-o scădere destul de accentuată a exporturilor noastre și aici vreau să atrag atenția. Cea mai mare economie noastră, și vom vorbi astăzi despre acest lucru ceva mai târziu, este legată totuși pe producția agricolă. Cea mai mare cotă a exporturilor și noastre de producție este producția agricolă sau produsele derivate de producție agricolă. Și noi suntem foarte dependenți de condițiile climatice. Avem un an bun, avem exporturi, avem un an prost, nu avem exporturi. Ceea ce este vulnerabil, economia noastră trebuie să fie bazat pe agricultură, dar trebuie să dezvoltăm și alte ramuri în felul acesta să ne scădem vulnerabilitatea și riscurile de condițiile climatice. Aici am făcut foarte clar topul 10 țări care au contribuit cel mai mult la creșterea exporturilor. Dacă observăm, două țări, Ucraina și România, ne-a generat 80% din toate exporturile care au crescut la noi. Deci, din exportul care a crescut în acest an, comparativ cu anul trecut, cu circa 1,2 miliarde de dolari, 80% creșterea este asigurată de Ucraina și România. Ucraina este pe locul 1, România pe locul 2. Din ce cauză și România? Din simplu motiv că anumite mărfuri, fie agricole, din Moldova,
Cer scuze, sau agricol din Ucraina, noi le exportăm în România și în felul acesta aceste două țări ne-au avut asigurat. Avem o situație foarte interesantă cu Iranul. La noi brusc au apărut exporturi în Iran. N-am avut niciodată exporturi în Iran. În acest an am avut în vară exporturi în Iran. Sincer să fiu, până ce nu mi-e clar ce cu aceasta, dar am mai multe dubii decât satisfacție. Chiar vreau să înțeleg ce cu aceste exporturi din Iran. Încerc de vreo 3 luni de zile, încerc să-mi dau seama ce se ascunde în spatele acestui export, dar Iranul cred că va trebui odată să discutăm în mod separat ce cu Iranul acesta și de unde au apărut exporturi noastre într-o țară în care noi n-am exportat niciodată și au apărut într-un an foarte interesant. Război, izolare internațională, Iran, deci sunt foarte multe lucruri, mai mult întrebări decât răspunsuri. Dar astăzi nu discutăm acest subiect. La capitolul importuri, dacă observăm, cel mai mare contribuție este România, din simplu motiv aici, din 744 de miliarde de dolari creștere, mai mult de aproape tot, 540 de milioane, deci ceea ce este 80% legat de produse petroliere care noi le importăm. Apropo, și din India noi importăm produse petroliere. Pe locul 2, Federația Rusă, este clar resursele energetice. Unde vreau să mă apropie eu? Este așa un indicator la care vreau să aduc cu cât cresc prețul la produsele care noi le importăm și cât cresc prețul la produsele pe care noi le importăm. Altfel spus, cât de competitivi suntem noi pe piața internațională. Dacă observați în trimestrul întâi, produsele pe care noi le importam au crescut în preț cu 27%. În același timp, produsele pe care noi le exportăm au crescut în preț cu doar 8,7%. Asta înseamnă că mărfurile noastre se scumpesc cu mult mai lei decât mărfurile pe care le importăm. Drept rezultat, noi trebuie să producem cu mult mai mult ca să cumpărăm același volum de bunuri care le procuram cu un an mai devreme. În trimestrul 3, situația puțin se ameliorează. Ce scuze, eu cred că ameliorarea este legată de faptul că noi o cotă foarte mare în exportul nostru, sunt produsele petroliere, care de fapt nu sunt a noastră. În realitate, situația rămâne una destul de tristă. Am creat așa un indice pe care cred că îl voi publica pe an, mai des, nu trebuie, o dată pe an, competitivitatea exporturilor moldovenești. Ce înseamnă lucrul acesta? Am luat cu cât au crescut prețurile la mărfurile pe care noi le importăm, și cu cât a crescut prețul la mărfurile pe care noi le exportăm. După aceasta am împărțit prima cifră la două și am în rezultat următorul lucru. Cu cât noi trebuie să vindem mai mult sau mai puțin pentru a cumpăra același volum pentru a importa același volum de mărfuri pe care l-am importat anul trecut. Spre exemplu, în anul 2001, prețurile la mărfurile noastre au crescut mai încet decât la mărfurile importate. Drept rezultat, noi avem o competitivitate negativă de -4%. Ce înseamnă cu acesta? Că noi trebuie să vinem cu 4% mai multe mărfuri pentru a cumpăra același volum de bunuri care l-am procurat-o în anul urmă. Cel mai trist a fost până acum, în anul 2015, și cea mai tristă din ultimii 20 de ani este anul 2022. Este evident, avem criza energetică. Ce înseamnă cu acesta? În acest an, în 2022, noi am avut o conjunctură internațională bună la mărfurile noastre exportate, în special la producția agricolă, însă mărfurile pe care noi le-am importat au crescut în prețuri cu mult mai rapid decât ce am exportat, respectiv, noi ar trebui să vindem cu 7% mai multe bunuri decât anul trecut pentru a cumpăra același volum de bunuri pe care l-am cumpărat anul trecut. Unicul an, dacă vă uitați atenți, în marea majoritate a anului, noi suntem cu competitivitate negativă, adică trebuie să vindem mai mult pentru a cumpăra același volum de bunuri și am avut doar câțiva ani pozitivi, dintre care cel mai bun an a fost în anul 2020. Din ce cauză atunci a fost un an? Din simplu motiv că prețul la produsele petroliere au scăzut semnificativ și acum am să vă dau un grafic și noi ar trebui să cheltuim cu mult mai puțin, să exportăm cu mult mai puțin roșii, vin, struguri, pentru a cumpăra același volum de mărfuri. Pierd total din 2000 până în prezent, competitivitatea economiei noastre este negativă și a ajuns în 2022 estimativ la -22%. Ce înseamnă lucrul acesta? În anul 2022 noi trebuie să vindem cu 22% mai multe mărfuri pe care noi le producem pentru a procura același volum de bunuri pe care îl cumpărăm în 2000. Deci noi avem o economie destul de
cum să vorbesc mai corect, așa, destul de primitive, care în principiu ne duce la ceea că la noi produsele noastre sunt mai slab, mai necompetitive. Tot ce avem de făcut este să creăm o economie cu competiții pozitive. Altfel spus, mărfurile noastre să crească în preț mai rapid decât mărfurile pe care le importăm. Deci și lucrul acesta, de fapt, este foarte important. Am să rog, și acum am să rog ultimul grafic, dacă este posibil, colegi, că este nu mai este nevoie, ultimul grafic. De fapt, aici se vede foarte clar. Ceea ce ne-a lovit pe noi cel mai mult, atât la competiții, din cauza că volumul de resurse energetice, în principiu, nu a crescut decât prețurile, în acest an noi am importat în 2022 resurse energetice estimativ de 2,4 miliarde de dolari, suma este plus minus aceasta, ceea ce este cu mult mai mult, dacă observați, în 2020 a fost importul de 590 de milioane de dolari. De fapt, avem o creștere de peste 4 ori a cheltuielilor legate de resurse energetice. Aceasta ne-a dus, asta doar care noi le consumăm propriu. În realitate, noi am importat mult mai multe resurse energetice și am exportat în Ucraina de cel puțin 540 de milioane de dolari. Respectiv, concluzia este următoarea. Exporturile Republicii Moldova în 2022 formal au crescut. Noi am ajuns la 4,3 miliarde de dolari exporturi, cifra maximă din istoria noastră. În realitate, exporturile noastre sunt de circa 3,3 miliarde de dolari, din simplu motiv că 1 miliard de dolari sunt, de fapt, efectul războiului din Ucraina și nu are nimic cu economia noastră, sunt importuri și exporturi. Aceste 3,3 miliarde de dolari este mai mult decât în anul 2021, însă el este mai mult bazat pe primul trimestru. În următoarele trimestre noi avem o tendință clară de scădere exportului nostru. Și cel mai puternic scădere este legată de situația din agricultură. Avem o economie vulnerabilă de agricultură, avem o economie dependentă de agricultură și avem niște exporturi extrem de vulnerabile de condiții de climatiere și situația din agricultură. Lucru care trebuie îmbunătățit, iar cel mai neplăcut lucru este că avem economii cu o competiție de prețuri negative, lucru care ne face ca noi trebuie să producem în ce mai mult pentru a importa același volum de bunuri. Tot ce avem de făcut în următorii ani, să identificăm produsele pe care le-am putea produce într-așa o manieră încât prețurile la aceste produse să crească cel puțin egal cu prețurile la produsele care le importăm. În caz contrar, din păcate, avem o economie sortită la subdezvoltare. Până aici, ceea ce am vrut să vă spun pentru asta și ne vedem data viitoare.